Noștrii din Afganistan vor începe să revină acasă de la mijlocul anului viitor. Decizia a fost luată în Comitetul Militar al NATO, care are loc în aceste zile la Sibiu. Misiunile cheie ale NATO sunt dezbătute de 28 de șefi ai apărării din țări membre și alți 300 de oficiali ai alianței. Iar în timp ce generalii discută despre securitate și strategie, soțiile lor descoperă Ardealul. Cei 28 de șefi ai apărării din țările NATO n-au venit singuri la Sibiu, ci însoțiți de partenerele de viață. Însă cum masa Comitetului Militar este rezervată exclusiv înalților oficiali, autoritățile române au avut grijă ca doamnele să nu se plictisească. Îmbrăcate în ținute lejere, dar bine înarmate cu aparate de fotografiat, cele 60 de doamne au luat la pas cetatea Alba Iulia, Sala Unirii și cele două catedrale din oraș. This is the third gate and also the main gate of the Boban Fortress. În semn de onoare pentru gazde, autoritățile din Alba Iulia au ridicat drapelul NATO chiar în cetate. It's nice. I like soldiers. I should be living at that time. Alba Iulia, different, very different. You can imagine how it must have been in historical times, and it was probably not so friendly as like we walk here today. Alba Iulia nu a fost aleasă întâmplător pentru relaxarea soțiilor generalilor NATO. Tocmai pentru importanța istorică a locurilor, pentru frumusețea cetății, mărturisesc că și eu am fost foarte plăcut impresionată când am venit pentru prima dată aici. Dacă Sibiul este cel mai bine păzit oraș din Europa în aceste zile, nici protecția doamnelor nu a fost mai prejos. Peste 40 de angajați ai Serviciului de Protecție și Pază nu le-au lăsat din ochi o clipă. Cursă cu